Tânărul de 23 de ani a fost prins noaptea trecută pe o stradă din centrul Sibiului la volanul unei mașini neînmatriculate. Polițiștii au stabilit că avea și o alcoolemie de 0,79/1000. A fost reținut și dus mai întâi la spital pentru recoltarea de probe biologice, apoi la sediul poliției rutiere pentru începerea procedurii penale. Tânărul este bănuit că după întocmirea documentelor specifice la sediul biroului rutier, ar fi sustras o auto specială pe care ar fi condus-o atât în municipiul Sibiu, cât și pe drumul național 1, în zona Veștem, unde a fost depistat de către polițiști. De altfel, mai mulți șoferi au început să sune la 112 la puțin timp după fuga tânărului din sediul poliției. Au povestit că un așa zis agent în civil și în plus băut îi oprește în trafic și chiar îi amendează. Tânărul a fost depistat într-un sat la circa 12 km de Sibiu și reținut din nou. Sună la poliție acum, eu am fost reținut și am zis că mă duc până la Vâlcea. Da? Mai am avut 100 de lei și am zis că îi dau pe drum și m-a lăsat aici autobuz. Isprava tânărului a ajuns și la urechile localnicilor din satul său Cornățel. Îl știți de mic? Îl știți? De mic, păi normal dacă a crescut pe stradă. Lucra undeva sau era... Lucrat, nu mai știu unde, da, a lucrat, a lucrat băiat. Deci e foarte deci. A avut carnet. A furat o mașină de poliție azi noapte, cum vi se pare? Nu cred. Nu cred că e el. Inedită și hilară, întâmplarea nu a rămas fără ecouri la cel mai înalt nivel. Este o situație neplăcută pentru poliția din Sibiu, trebuie să recunoaștem acest lucru. Cum s-a ajuns aici, cum a reușit cetățeanul în stare de ebrietate să facă acest lucru, nu am cum să vă spun, numai după ce voi vedea rezultatele unei anchete pe care, cu siguranță, inspectorul general al poliției române, domnul Benone Matei, a demarat-o deja. Ancheta urmează să stabilească în ce condiții a reușit tânărul să fugă de sub supravegherea polițiștilor și mai ales cum a putut să fure auto specială parcată în fața sediului biroului rutier.